nu v-am întâlnit de mulți ani de zile. Ce aș putea să vă spun, mi-amintesc ce spunea Lavinia când a început. Când te uiți la această carte și te uiți bine ce scrie în ea, dai seama, este unica carte din univers care adună milioane, miliarde. Și de ce? Din un singur motiv. Mi-amintesc, în Genesa scria acolo că Duhul Domnului se plimbă deasupra apelor. El n-a obosit, nu s-a oprit și continuă și astăzi să se miște despre acest univers și numai univers. A pătruns în noi, a pătruns în biserică și El este aici. De asemenea, la vine vreau să spun că este singura carte care este inspirată, cealaltă că sunt toate transpirate. Singura carte care este inspirată este Biblia. Când mă gândesc la ea, mă văd ca un purice față de acest univers. Când o deschis, de multe ori cu lacrimi. Mi-am scris Noul Testament în Hunedoara, în și turbine care făceau un zgomot de parcă nu puteai vorbi la un metru cu celălalt. Mi-a luat un maculator. Și n-am putut decât Noul Testament. Îl scriam cu creion chimic. Cu lacrime curgeau pe maculator și trebuie să scriu din nou, că n-am avut Biblie. Doar îmi împrumutam de la unele la alții. Am luat cina pe munți. Noaptea pe la ora 1-2 noaptea. Mi-amintesc de momente care niciodată nu se le uit. Pentru că noi slujim pe unul care este eroul tuturor eroilor. Este singurul care merită toată lauda. Este singurul care merită să fie onorat și astăzi. Mă bucur de dinamismul cântărilor pe care le aveți. De această mișcare care la ora actuală mă urmăream, eu am 64 de ani de când slujesc pe Domnul. Mă uitam la tine, mă uitam la Nathan, la Jason și parcă îl priveam pe Apostolul Pavel zicându-le, continuați, nu vă opriți. Pentru că Moise s-a întâlnit într-un moment dat, era cu oile, străin, fugar, că îl vor prinde ceilalți din Egipt și vede un foc acolo. Mă îngăzdă, să nu se mai stinge. Nu uitați, nu s-a stins și astăzi. Și arde, și arde, și arde. Până cel ce l-a aprins, va spune, s-a terminat. Până atunci, eu și tu, noi și voi, aici. Spuneam tuturor tinerilor pe care mai cunosc, dacă cineva vrea să știe adevărul, nu-l poți găsi decât în singur adevăr, în Scriptură. Și vreau să vă spun că am ajuns în Brazilia, în San Paul. Acolo am plecat într-un stat și la ora 9:15 noaptea eram la amvon, un frate înalt, negru, vine din partea dreaptă spre mine, mă oprește, eram aproape de încheiere, mi-a pus mâna pe cap și mă uitat la el. Și închide ochii și că închid și eu. Când am închis ochii, am auzit zicând, anii tăi sunt ani lungi. Lucrarea ta este neterminată. Drumurile tale sunt lungi. Și cum m-ai întâlnit când te-am chemat, așa te voi întâlni în acea stare de har. Și de atunci sunt 7 ani. În limba rusă, pentru că vorbește în limba rusă, aceeași voce în Ucraina. 3 voci acum 2 săptămâni vor fi marța următoare, 3 săptămâni vor fi marța următoare, la Portland, la această rugăciune, în jurul orei 8, 9 fără ceva. Un frate necunoscut, nu știu cine este, era la rugăciune pe primele, pe banca a doua,
Și mi-a tăiat și un frate mai în vârstă, da. Era frate din conducere, era acolo. Știi ce să mă spus, domnul? Să nu cumva să te dai înapoi cu lucrarea ta, este neterminată. Și de atunci, de 7 ani în urmă, călătoresc și nu obosesc. Citesc fără ochelari. Nu mă dor picioarele. Sau câte 17-18 ore în avion. Citesc, 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 ascult și aștept. Și aștept să vină. Îl voi întâlni, eram cu fratele meu Ilie, care în epocă îi zburam peste Atlantic. Într-un moment dat, acest avion a avut așa căderi că toate bagajele au venit peste noi. Culoarea era plin. Ilie, fratele meu, era în spatele meu, s-o prinde de mine. Nichi, murim! Și stai liniștit. Și ce-ți poate ție? Tu mi-e sus, eu merg jos. Păi dacă vrei să mi-e sus, întâlnești cu Domnul Iisus. S-a întors, l-am sponsorat din România, l-am adus în America și s-a pocăit. Când s-a pocăit, nu mai dura mult, a fost avut un cancer. Un cancer de gradul 4, la colon. Ilie, te-ai pocăit, crezi în Domnul Hristos, s-a întors pe parte o rugăciune și ungerea și azi e sănătos. Cel ce a început în noi, lucrarea, zic frate, mă, nu sunteți voi încă cum trebuie să fiți. Nici n-am fost și nici nu vom fi. Biblia zice acolo, în 1:6 din Filipeni, cel ce a început în voi această bună lucrare, lucrarea este bună, dar nu-i terminată. Se va termina. Până atunci să rămânem acolo, pe traseu, pe unde ne-a fost Dumnezeu. Aș vrea să spun multe lucruri, dar cel mai mare lucru pe care îl aștept, și așteptați cu toții, vreau să văd în această generație în care mai trăiesc, această generație tânără, vă felicit. Mă rog pentru voi, fiți frații lui Timotei. Nu o luați de capul vostru. Ascultați în Domnul de sfătuitori. Și sfătuitori, vă uitați cine vă... Mi-amintesc de frate Țon, acum am întâlnit câteva săptămâni cu el la biserică. Are o biserică mai mică ca și număr, dar o biserică sănătoasă, se bucură acolo. Ce fraților, să nu umblăm după minte, că mintea ne minte. Nu umblați după minte, că mintea avem de minte. Tineri, aici, cerul și pământul trece, rămâne aceasta. Am călătorit toată America Latină. Am luat China și cea mai mare mișcare pe care o pot vedea, am ajuns să pătrund într-una din celulele din Beijing. La ora 2 noaptea m-a luat un om beat. Fuma, te-am căzut când mă pun la fumat, ca cărnața românii pun cărnața la fumat. Și m-au dus la cea celulă noaptea. În noaptea aceea, la ora 1 și m-am ajuns. Nu puteam de plâns să văd niște ofițeri chinezi, unul handicapat, lovit de navele unor experiențe din Pacific, China Pacific, zona aceea, din navele de război chineze. S-a întors, s-a pocăit și în această seară, în noaptea aceea, pregăteau cu un tânăr evanghelist din Filipine, tine să invadeze Mongolia, Tibetul, Himalaya. Am luat India, am dus până în nordul ei, Nepal, și apoi scobor la polele, în zona munților Himalaya, pe Everest. În zona aceea, m-am întâlnit cu tineri, căsătoriți cu 2 copii, urcau cu funile pe sus și cu Biblie în spate, să urce, să ducă ultima veste și ultima veste, să anunță din răsputeri, vine Domnul Iisus. Aș vrea să mă găsească plin de energie, plin de bucurie. Și aș vrea să vă spun tuturor de aici, scrie în 64 din Psalm, Domnul celor care se tem de El sau se încred în El, le-a dat un steag. Fiecare de aici, bărbați și femei, băieți și fete, de orice vârstă,
fiți purtătorii steagului. Purtați-l cu cinste, înălțați-l tot mai sus, să știi toate popoarele lumii își cu noi. Pentru noi este unul singur care a zis, sunt cu voi până la capăt. Dacă această garanție tu o am și eu, biruința e sigură. Nu pierdem lupta, că nu ne-am câștigat-o, noi doar pe urmele Lui. Mă bucur să văd tineri, l-am întâlnit ieri pe vărul lui Nathan, pe Michael. M-a dus de la părinții, la frate, familia Topleanu, la părinții lui fratele Pit. Vă dați seama cât sunt de tânăr, că fă la nunta lui părinții lui Pit. A fost la nunta lor și acum am dus să-l văd pe fratele, are 86 pe 87 de ani și unde am fost? Pe niște munți. Între oi eram acolo și fete tineri vreau după mine, frate Nici îmi spuneau, Nici, te ținem la noi, eram tânăr, 18 ani, te ținem la noi, nu te suf cu fetele astea de aici, avem oi, avem vaci, frate, nu trebuie nici vaci, nici oi. Cine știa ce se întâmplă în viață? Dar cel ce ridică, așa cum spunea fratele Pavel, ne bucurăm că cel ce a făcut așa sunt unitate, nu mulțimea, nici oamenii timpului, sunt împotriva oricăror reorganizări a bisericii. Biserica nu este democratică, ci este teocratică. Dumnezeu are unși, oamenii au unsuroși. Ce regret că am uns, am ordinat și au devenit unii ordinari. Trist. Pentru că Dumnezeu când te unge, te unge cu un scop, să te folosească, să ne folosească și să ne țină până când? Până vine El. Cu voi, timișorenii, cu cei din Ardeal, cu cei din Hunedoara, chiar dacă vorbesc ungurește, chiar dacă vorbesc nemțește, rusește, ucraineană, vă iubesc și vă port de ani de zile. Voi la Mariana, mi-amintesc cum ne-am cunoscut. Mi-amintesc toate colțurile Timișoarei. Toate colțurile unde mi-amintesc de fratele meu, care era colonel în armată, m-a dus la București, m-a închis într-o celulă, cu să mă spere că mă sufocă cu niște gaze. Nu a putut să-mi facă nimic și m-a dus la Poarta Albă. Acolo m-a arestat, m-a ținut la Poarta Albă, acolo m-a dus din nou și m-a ținut 6 luni de zile pe bulevardul Plevnei, în București, la o centru de securitate, să mă amenințe că mă extermină. Într-o noapte, înainte a merge să mă culc pe scândurile de acolo, m-am dus la restul, în WC-ul, zice românește. Acolo era, și cum erau capacele acolo sus, vine apa, se trage o funii să vină apa jos. În timp ce mă rugam acolo, mi-am pus pe genunchi, pe cele reci, De fonte erau niște cu crețurile alea acolo, m-am pus pe genunchi și mă rog, nu aveam unde să mă rog. Pe alța aceea, și acum văd acea hârtie, demaculator, Nichi, nu te teme, anul viitor, 19 martie, vin la tine. S-a terminat, eu am uitat, asta era în octombrie, a venit noiembrie, a venit decembrie, eram tot acolo, în 19 martie, la ora 12 și câteva minute, vine după mine, cine-i pop? Eram în salopetă, de aceea cum o poartă cei care stă pe acolo, cu 2 gălezi de maltăr pe jumătate pline, că nu puteam duce, că eram slab. Tu ești pop, ia! M-a rugat gălețul și-a făcut lor răstornat și-a făcut după mine, m-a tras de mână ca și cum mă duce urma cu forță. Mușe într-o clădire, nu prea mare, cu un birou, și văd în fața biroului un om gras, m-am speriat de el, cu cât de grade judecător la Tribunalul Militar din București. Am ajuns acolo și mă, tu ești pop, eu sunt. Și la mine, ca și era frică de... Eu de el și parcă rușul era frică de mine. Zice că trebuie care mă o acolo, du-te rapid, mare haine civile pe aici puneva. Ce mai sunt pune-mi pe acolo? Ader rapid. Am pus o ciuperică de aia, cum aveam noi românii aici cu
colțul ăla aici sus? Basca aia, basca așa. Și zice, măi băiatule, uite la mine. S-o scoate în picioare și băga mâna în buzunarul stâng de la buzunare, arăt și cum erau generalele de așa, cu tătea grade, mă speriam, cine e omul ăsta? Îmi scos 70 de lei către mine. Tu nu ești pentru noi, nu suntem pentru tine. Pleacă! Când mă să plec, eram cu deja un pic de civil, am plecat. Am ajuns la prima poartă, în București, pe Bulevardul Plevnei. Și o trecut, aveam biletul. Când am ajuns la poarta a doua, era ora 1, era 19 martie. Și am fost liber. Când am ajuns la Hunedoara, Teliucu Mic, mă așteptau frații de 6 luni de zile să rugau pentru mine. Pentru că părinții erau nepocăiți, frații mei toți nepocăiți, unii comuniști de 2 bani, erau sora Virușca, oameni de 70 de ani, care am găsit bătut la ușă să-mi deschidă, că era cam frig afară. Când sare odată și auzând pe sora Virușca, deschide login, că Domnul răspunde, o vei Nichi! Minuni pe care le-a făcut Domnul. Toți sunteți o minune. Toți sunteți o minune. Suntem o minune pentru lumea nebună de astăzi. Pentru o generație care se demolează moral. Dar Domnul are o biserică plină. Focul arde. Stegare sunt pe baricade. Înainte, Domnul e cu noi. Amin.